Lângă biserica aia altă, la Popasoare, era un dispensar unde erau obligați să facă vizita medicală. În strada Blănarii găzduiește 8 prostituate. Oficialii serviciului sanitar au efectuat controle asupra carnetelor de sănătate, iar medicul care a însoțit echipa serviciului le-a administrat prostituatelor tratamente preventive împotriva sifilisului. A urmat pe rând casele de toleranță aflate în străzile Sfinții Apostoli, strada Belvedere, strada Brezoianu și Dr. Marcovici, ultimele două aparținând celebrei Madame Frosta. Am debutat în Crocea de Piatră. La ce pot să debutez? N-am debutat cu poezii, n-am debutat cu proze scurte sau proze lungi, am debutat cu, cum se cheamă, cu specificul spațiului. Așa, la Marcela. Aici suntem la încrucișarea străzii Traian, care duce la Crucea de Piatră, Hala Traian în spatele nostru, venim de acolo, pe aici treceau fetele, de, cum a spus, ca să ducă să-și ștampileze condicuța pentru vizita medicală săptămânală. În zona Bucureștiului, în cartierul Lipscani, se mai găseau și anumite case răuframate, case de randevu, unde erau femei de consumații, dar pot să spun la un nivel mai puțin pretențios. Erau frecventate de cetățenii care veneau din provincie, țăran, muncitor, negustor mai puțin pretențioși. Și aceste locuri erau în Gavroveni, colț cu șepcar, erau în Blănar la numărul 6, mai era în Zmărdan, erau cartierele astea răuflamate, dar vreau să vă spun, nu erau de calitate, nu erau pentru oameni mai deosebit. Ca la Paris, ca micul Paris al București, al orașului București, se găseau și case de randevu deosebite. De exemplu, erau, mai aduc aminte, erau casa Rodica, erau casa Xenia, erau două, trei case foarte pretențioase. Pe Nicolae Golescu, pe Jules Michelet, pe Brezoianu, erau case de randevu unde puteai să mergi acolo să le frecventezi, să te simți bine, cu saloane, cu prezentare, dar nu putea să intri oricine acolo, pentru că trebuia să ai o recomandație. Prostituatele erau niște persoane cu totul deosebite, când le vedeai pe stradă, nu îndrăzneai să te legi de ele, cum să spun. Da. Cam asta era Bucureștiul, genul micului Paris, care luase modelul cartierului Montmartre din Paris. În colț la Hărtănoaia cu Lucaci, era o casă vopsită pe atunci într-un fel de galben închis, frumoasă, da? Vechi, da? Și la subsol era Maria. Maria era, nu știu ce făcea ea, probabil că făcea diverse servicii familiilor după în casele astea după Lucaci, că erau oameni cam înstăriți pe atunci în cartierul ăsta. Pe Crucea de Piatră, întâmplător, era partea săracă. Noi suntem aici în cartierul pe care l-am putea numi ca la Paris Marais sau ca la New York Brooklyn, cartierul evreiesc. Eu sunt născut aici, cum v-am spus, la câteva case de aici. Deci ăsta e cartierul și Maria era, am spus, un fel de femeie, dar toate pe la oameni, și ăștia tinerii mergeau la Maria, care nu ținea cont că ai bani, că n-ai bani, când aveai, când n-aveai, când îi dădeai mai puțin, când îi dădeai mai mult, câștiga la poker într-o noapte, a doua zi stăteai la Maria liniștit, îi dădeai galanton, un pol, că polul era mare pe vremea. Bă,
așa subțire? Azi noapte, autoritățile polițienești au fost sesizate în privința unui asasinat săvârșit ieri dimineață în strada Cea Rosetti. Verona Teodorescu, în vârstă de 44 de ani, patroana unei case de randevu din centrul Bucureștiului, a fost jefuită și ucisă. Deocamdată asasinul este necunoscut, dar poliția continuă investigațiile. Din surse neoficiale am aflat că această crimă a fost comisă de amantul unei patroane rivale. Poliția continuă ancheta în acest caz învăluit de mister. Intrăm în partea săracă a cartierului. Acolo era, într-adevăr, mizeria totală, vopsită frumos și machiată când venea soldatul de trupă în permisie la sâmbătă să ducea la una din alea care erau pe compropriu. Pe această stradă, în urmă cu 60-70 de ani, ați putut să găsiți prostituate, ele făceau aici trotarul, erau traseiste. În același timp, în clădirile din jur se aflau case de toleranță. Din cauza asta, această zonă, care era foarte fierbinte în ce privește prostituția din București, se întâmplau și crime. Zona Gării de Nord era extrem de bine populată în ce privește prostituția. Dacă erau prostituții, aveam și proxeneți, și pești, și agenți sanitari, și agenții ai poliției, brigada de moravuri aici prezentă. Pe această stradă, strada atelierului, s-a întâmplat o crimă. Un polițist, Tudor Dumitrescu, a cerut actele unei prostituate. Agentul de poliție o chestionează pe prostituată în legătură cu actele ei, dacă are condicuță, dacă s-a înregistrat, dacă și-a făcut controle medicale. El își făcea rondul în această zonă. Agentul de la brigada de moravuri era cunoscut de prostituate. Nu avea cele mai bune relații cu ele pentru că le trimitea foarte des la spital. Exista o secție pentru prostituate la Colentina, unde ele își făceau control în ce privește bolile dermatovenerice. Dacă ar fi fost trimisă la spital, și ea și peștele ei ar fi fost lipsiți de surse de subzistență. Așa încât, în timpul discuției, în spatele agentului de poliție, apare proxenetul Alexandru, zis Grecu. Acesta lovește în cap cu boxerul pe agent. Peste două zile, la spital, acesta va muri. Va fi repede prins, va avea și un proces, va fi condamnat la muncă silnică. Suntem chiar pe strada atelierului unde s-a întâmplat această crimă, o crimă care s-a șters de mult din memoria locuitorilor săi. Asta e strada Traian, aia care ne duce spre Păcat. Aici am putea spune că începe cartierul prostituției. Ne îndreptăm spre Crucea de Piatră, chiar cu pași mari, că nu departe de aici era Crucea de Piatră. Acum numai aia, sunt niște blocuri noi, sunt niște... un dezastru. Atunci însă era o viață. Și aici în față, în clădirea veche, printre altele, nu știu ce era, o băcănie cu tare, era o farmacie aici, în fața mea, chiar vis-a-vis, era o farmacie. Farmacia în care, după un poker în decembrie, la începutul decembrie, pot să vă spun, vineri, nu știu ce zi era, luni sau marți, vineri era Sfântul Nicolae, 6 decembrie, o să vă explic de ce. Și ieșim de la un poker după labirint, stradă, că ați văzut strada labirint, ieșim după strada labirint, trei, hai în Crucea de Piatră. Eram toți curați, virgini, așa. Îmi aduc aminte, aveam 13 ani și o lună, cam așa, că eu sunt născut în octombrie, suntem în decembrie. Și vedem farmacie, farmacia era deschisă. Era vreo 8 seara, dar decembrie, era întuneric de mult și ploua mărunt, era plăcut. Și zice, domnule, să cumpărăm prezervative, că auzisem noi la ăia mai mari, că noi eram bașcă mare aici, de toate vârste, auzisem cum e cu, vorbim omenește, sculamentul, cu tare, pericol mare, nu știu ce și noi începători, ne era frică. Intrăm în farmacie, ne era rușine. Un farmacist cu ochelare, așa, tip de profesor, bună seara, chimize, am vrea cât un prezervativ, am zis noi. Sigur că da, ăla nici nu era ca și cum ne dădea aspirine. A deschis-o ce, nu știu ce, și ne-a dat câte unul. Nu știu cât costa, noi aveam bani, veneam la pocă, am plătit și ăsta și am luat prezervativ, l-am băgat în buzunar. Bun, ajungem la Crucea de Piatră, ne... Marcela, de care parcă am vorbit la început, ne spune, ei, pe ce faceți aici, ia, intrați, nu știu ce, nouă ne era rușine, intrăm. Toți trei, eram trei. Cameră mare, uriașă, cu scaune de așteptare în fund și masă rotundă cu flori de hârtie, totul era frumos. Așa. Și zice, stați acolo, e, care e primul? Unul dintre noi era mai mare.
Costel Lungu, de la care veneam, jucasem la el, pe labirint, 159 bis. Și îi spuneam Lungu, Costel Cordeanu, îl chema Lungu, Longos, că era mare. Așa. Noi trăsesem la sorți care să fie primul, că fiecare voia să fie ultimul, dacă e posibil. Nu primul cum vrem, sau nu mai vrem, dar cum voiam când eram de 20 de ani. Așa. Și eu căzusem primul, dar Marcela n-a făcut mult, s-a uitat de ea. Cine-i primul? Noi n-am vorbit. Și zice, ia, hai, vino, și l-a luat pe ăsta, că era mai lung. Și, dodare, acum ce se întâmplă? Actul sexual, cel puțin al meu, primul, este absolut film, de film. Pe jos dădeau dușumele, cei care știu, care după vremuri își amintesc, cu un fel de vopsea roșie de lac, de lac. Patul era un noltuț așa pentru mărimea noastră, iar ea s-a așezat la dunga patul. Și tu stăteai în picioare în fața ei și începea povestea. Avea o noptieră cu oglindă, cum erau alea cu oglinzi. Dușumelele erau cam șubrede. Una din dușumele trecea, aia pe care te propteai, trecea sub toaleta aia cu oglinda. Oglinda făcea bang, 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 bang. Iar acolo unde stăteam noi, au venit fetele. Așa, acolo unde stăteam noi, se făcuse o mică apă, că ploua afară. Iar noi aveam ghetele cu piept, că jucam mingea tot timpul și iarna și vara. Erau lucioase așa. Și eu mă simt că mă duc înapoi în timpul ăsta. Și iar mai mă opream și iar mergeam înainte un pic și iar și cu tare. Asta a fost prima. Dar, înainte să înceapă balul, Longos spune lui Marcela, zice, doamnă, știți, noi suntem prima dată și pentru prima dată facem cu prezervativ. La care Marcela se uită la noi cu niște ochi, ce e aia prezervativ? Și atunci noi ne-am apucat să explicăm ce e prezervativ, e fabulos. Noi spuneam, facem cu prezervativ. Și dar ce e aia prezervativ? Păi e așa, o la la, luați-l de aici să nu, asta va să facă rău, să nu, gata, noi ne-a fost rușine, a rămas așa și când am ieșit, l-am umflat. Că se face în balon, cine a umflat prezervative știe. L-am umflat, am făcut baloane așa și ne-am dus să ne luăm câte o chiftea prăjită de aia cu ceapă, de cartof, chiftea de cartof cu ceapă înăuntru. Și am luat frumoasă. Cam ăsta a fost episodul farmaciei de aici din colț. În acest moment sunt înscrise la prefectură 3.000 de femei cu fișe de sănătate care sunt prostituate oficiale sau calificate. Dintre acestea, doar 1.000 își efectuează vizitele regulate la medic de 2 ori pe săptămână. Restul de 2.000 își desfășoară activitatea prin hoteluri, baruri, locuri virane. Atunci când sunt surprinse de polițiști, sunt ridicate și aduse la dispensarul de triaj. De aici, cele bolnave sunt internate în spital, iar celor sănătoase li se întocmește un carnet de sănătate și sunt înscrise în cazierele brigăzii de moravuri. Când eram în liceu, printre a 7-8, am fost într-adevăr la Casa de Toleranță, în Văcărești, așa zis, faimoasa Crucea de Piatră. Crucea de Piatră era tot așa o casă pe Văcărești, a 3-a, 4-a stație de autobuz, de tramvai de pe linia 19, de la catedrala, de la templu evreiesc, pe mâna stângă, și mai era acolo chiar o cruce din lemn, din piatră, o cruce veche care era cu tradiție și chiar îi spunea strada Crucea de Piatră, unde erau 3-4 case de randevu, mergeai, te uitai, intrai într-un salon, puteai să aștepți, propisoatele stăteau pe fotolii și la un moment dat le făceai un semn, te ridica și mergeai în la șambră cu ele. Am fost și la Consulul Casanova, într-adevăr, care era mai select la Casanova. Dar erau persoane care, prostituate, care erau controlate din 2 în 2 zile de serviciu sanitar. Erau cu totul aparte.
care s-a numit Crucea de Piatră, nu mai există astăzi, a fost sistematizată în anii 80, din nefericire. Însă, de-a lungul ei, se aflau într-adevăr comasate mai multe bordeluri, însă numele de Crucea de Piatră vine de la o veche cruce de hotar. Era, practic, un obicei al domniei de a pune în anumite zone de periferie ale orașului. Începând cu secolul 20, avem treptat comasate aici investiții de acest tip pentru toate pungile, cu precădere, dacă ar fi să vorbim, pentru clasele sociale medii și undeva sub. Zona Gării de Nord, după Crucea de Piatră, era cea mai populată de prostituate. Era chiar un cartier al prostituției. De altfel, în toată lumea, în jurul teatrelor, în jurul hotelurilor și mai ales în jurul gărilor, existau asemenea cartiere rău famate. Cel mai mare pericol legat de casele de toleranță, legat de prostituția clandestină, legat de târfele care se plimbau pe trotuarele din jurul Gării de Nord, erau evident boile venerice. În fiecare seară, cam de la orele 8, cârciumarele din jur, trotuarele, cafenelele, erau populate intens de doamnele de companie. Ele apăreau așa ca niște stoluri, se așezau la mese, intrau în vorbă cu clienții, fie că erau abia coborâți din trenurile care veneau în Gara de Nord, fie că erau cunoscuți acestei zone. Unii veneau din alte cartiere aici pentru a-și recruta pentru o seară obiectul plăcerilor lor. Tarifele variau de la cele care costau mult și nu făceau trotuarul, dar puteau fi găsite în casele de raport din jur și cele mai ieftine, care pentru câțiva lei puteau fi convinse să intre într-un gang, să intre într-unul din blocurile din jur unde existau camere cu chirie și unde ele se prostituau. Patroanele erau foarte vigilente, aveau grijă ca jetoanele, condicuțele să fie în regulă și de asemenea peștilor care le priveau vigilenți nu cumva să fie păcăliți, adică vreunul din client să nu plătească și partea care le revenea din cotă, cam două treimi din tariful acestor prostituate, să nu le parvină. Din când în când izbuneau scandaluri, uneori chiar între prostituate care se păruiau chiar în această piață, adesea între pești, dar cel mai adesea între diferite ganguri care își împărțeau aici zonele de influență. Gara de Nord a fost până prin 1947-48 unul în focarele prostituției din București. În începutul lunii aprilie, Comitetul pentru Asanarea Morală a cartierului Crucea de Piatră a adunat peste 700 de semnături pe o petiție adresată primarului general Dan Dobrescu. După câteva zile, Direcția Generală a Serviciului a înființat o comisie pentru reglementarea prostituției. 13 case de toleranță din cartierul Crucea de Piatră au fost închise și evacuate. Alte 3 au primit somație de evacuare pentru luna octombrie. Rezoluția comisiei este, cităm, de la această dată nu se va mai tolera înființarea de noi case decât într-o anume rază de la periferie stabilită de comisie. Iată-ne, da, în gura Crucii de Piatră, dacă se poate spune așa. Ce era cu Crucea de Piatră? Crucea de Piatră era strada Dudești, care mergea Vitan, Vitanul e aici la doi pași, și până în bariera Vergului. Și în centrul străzii, foarte impresionant construită și vopsită, geamurile și ușa și nu știu ce, cafeneaua La Vili, La Vili. În mijlocul cafenelei un biliard măreț, unde se juca biliard pe sume mari, toți traficanții, toți peștii, toți cu tare veneau acolo și dădeau cu tacul. La Vili se făceau toate traficurile de tot ce îți poți imagina. Iar prostituatele noastre dragi se împărțeau inițial în 3 categorii. Cele de lux erau numai 2 case. Cea mai de lux, cea mai formidabilă, Rozica. Noi nu puteam nici măcar să ne imaginăm, nu se pune problema de intrat acolo. Nu numai de bani, că de bani nici nu se mai putea vorbi, că costau avere. Dar în fața porții era portar în livrea, cu șapcă, asta e șapca Lenin în Crucea de Piatră, cu șapca asta mea, așa, era ăla cu șapcă sever, care poftiți deschidea la ăia, la barosanii care veneau să facă dragoste un pic, așa, și pe urmă o altă casă care îți dădea camera, nu era hotel, îți dădea și cu coana și camera și puteai să stai 12 ore, 24 ore, fără alalte nu era. Asta e categoria întâia, lux.
A doua sunt bordelurile mari, importante, care aveau în jur de 20 de fete, unele chiar mai multe, toate elegante, se coafau și se machiau în fiecare dimineață, adică erai ca la Hollywood când depășeai strada de aici. Așa. Și alea stăteau, cum vă spun, câte 20 cutare, cu matroana lor, cu probabil în spate era stăpânul. După ora 7, mergeai pe stradă și le vedeai frecventa trotuarul, nu făcea 10 pași înainte, 10 pași înapoi, sau stătea la un colț așa puțin și îți dai seama că e prostituată. Adică nu aveai surpriza să te agrezi o femeie care aștepta pe un bărbat. După felul de a fi, îți dai seama că era prostituată. Și ele frecventau acest traseu la 10 metri de casa unde trebuia să frecventeze actul sexual. Negocierea era o negociere fixă, erau anumite case unde când mergeai cu ele, patroana, era patroana casei respective, care când intrai, spunea, taxa este atât. Deci, cum vei, trebuie să dai banii de înainte și după aia intrai cu persoana respectivă. Taxa era fixă. Dacă erai, mă rog, un gentleman sau care ai mulțumit, mai oferai și partenerei ceva. Era pe atunci auzitală când ceva mai amuzat, așa când spunea, s-a dus niște tip care au frecventat și la un moment dat vine patroana și bate în ușă. În ușa are oprins plăcerea că moneda e falsă. Era a treia categorie, care erau fetele pe cont propriu, dar cu condicuță, cu acte, cu impozit, în regulă, adică nu poblat sau... Așa, deci fetele care erau singure. Astea singure, cum era Marcela mea, de care am vorbit mai devreme, la care m-am dus, că ne-am dus la una singură, să nu ne vadă toate alea, când era rușine. Iau, una, terminam, cât sunteți, ce intrați, nu știu ce, ia. Cine-i primul și gata, mai umblăm cu socotea, dar oricum era între noi. Așa, și era o a patra categorie despre care să vorbeam, alea clandestine. Pentru că acolo venea lume multă, deci erau și unii care n-aveau bani sau aveau foarte puțin. E pe aia îi acostau fetele astea care nu erau nici înscrise nici cu aia, nici cu aia, cu nimic, erau clandestine și erau un maidan în spate, mai în stânga așa, că erau străzi multe din Cantemir, plecau străzi, pe toate străzile erau bordele. Și alea de loc pe maidan îi dădeai în loc de 1000 de lei, cum erau banii patruși, să zic în loc de 1000 de lei cât îi dădeai lui Marcela, lui ăsta îi dădeai 300. Noi am fost, eu și ceilalți doi colegi ai noștri, la începutul săptămânii decembrie. Și știu că vinerea care venea, era 6 decembrie, adică era Sfântul Nicolae. Ama nu ca să punem pantofii în fereastră, știu asta. Știu pentru că aia ne-a luat în viteză la sfârșit și ne-a dat când veniți data viitoare. Adică nu mai era de... Când mai veniți? Și atunci noi, în emoție așa, am spus vineri. Nu puteam gândi la niciun Sfânt Nicolae. Vineri. Aia stă un pic, se gândește. Și nu vineri, că vineri este Sfântul Nicolae, e zi de permisie la regimente și e gloată. N-am vrut să mă despart de crucea de piatră nici în moarte. La revedere! La 20 august 1949, decretul numărul 351 al Prezidiului Marea Adunări Naționale a Republicii Populare Române lua o hotărâre ce privește prostituția. Dar haideți să vedem ce ne spune buletinul oficial și care este textul acestei hotărâri. Decretul numărul 351 pentru reeducarea vagabonzilor, cerșetorilor, prostituatelor și întreținuților. Mai lipseau câinii. Articolul 1. Ministerul Muncii și Prevederilor Sociale va înființa centre de reeducare pentru vagabonzi, cerșetori, prostituate și întreținuți în scopul adaptării acestora la exercitarea unei meserii sau profesiuni și a redresărilor morale. Articolul 2. Vagabonzii, cerșetorii, să vedem ce se spune despre prostituate. Prostituate sunt femeile care în mod obișnuit își procură foloasele materiale din raporturi sexuale pe care le practică în acest scop cu diferiți bărbați. Aceia care îndeamnă persoane sau le ajută
în orice mod a practica vagabondajul, cerșetoria, prostituția sau a fi întreținute, ori organizează asemenea activități, precum și complice acestora, vor fi sancționați cu închisoarea colecțională de la 3 la 8 ani, degradare civică și confiscarea averii. Dat la București, 19 august 1949. Cu aceasta, prostituția legală, așa cum fusese practicată în România primei jumătăți a secolului al XX-lea, s-a încheiat.